Meteorologii au emis o nouă avertizare de ploi torențiale, vijelii și grindină. Aceasta intră în vigoare astăzi la miezul zilei și este valabilă până joi seara. Sunt așteptate cantități însemnate de apă și manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte, cu precădere în zona Carpaților Occidental și în jumătatea nordică a Carpaților Oriental, se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat.